Direcție nu există. Eu nu vreau un cioban în fruntea țării. Imaginea taximetriștilor nu este una pozitivă, ei fiind implicați în numeroase fapte antisociale, de la agresiune la proxenetism, de la trafic de droguri, la transport și plasare de bunuri furate. De câte ori nu ați urcat într-un taxi murdar, cu un șofer tupeist la volan care țuflă fumulând nas, cu manelele date la maxim, cu geamurile deschise în plină iarnă sau cu ele închise vara după caz. Unde mai pui că traseul și aparatul de taxat sunt variabile ce rămân la bunul plac al șoferului, dar despre aceștia ne-am ocupat în edițiile anterioare ale emisiunii noastre. Există însă și oameni pe care criza economică și lipsa de opțiuni i-a împins spre taximetrie. Astfel, profesori, ingineri, cercetători nu au avut altă variantă în a-și asigura subzistența decât practicarea taximetriei. De un astfel de caz ne vom ocupa în ediția de astăzi a investigatorilor. Un fost cadru militar care, pentru a-și rotunji veniturile, practica taximetria. Numai că, în ultimii ani, această meserie s-a dovedit a fi una foarte periculoasă. Denotă o, hai să zicem, un fel de detașare, un fel de nebunie indiferentă față de suferințele provocate victimei, vis-a-vis de care nu există niciun fel de conștientizare pe momentul săvârșirii fapte și ulterior în anchetă, pentru că ori spun că nu-și mai aduc aminte cum au săvârșit fapta sau de ce au săvârșit-o, ori amănuntele respective pur și simplu se șterg din amintirea lor. Un taximetrist din Timișoara a fost ucis în mașina sa de serviciu. Abia după ce l-au omorât, criminalii ar fi abandonat trupul bărbatului și mașina în județul Brașov. Nici urmă însă de criminali. Detalii înfiorătoare au ieșit la iveală după capturarea celor patru indivizi acuzați că au ucis la sfârșitul săptămânii trecute un taximetrist din Sibiu. Știrile cu taximetriști atacați, bătuți, înjunghiați sau agresați au intrat deja în banal. În acest sens, meseria e periculoasă, atâta timp cât reglementările nu protejează viața șoferului. Practic, protecția atunci când clienții sunt agresivi este ca și inexistentă. De exemplu, în Statele Unite, taximetrele sunt prevăzute cu un grilaj care îl apără pe șofer în cazul unui atac. Altercațiile izbucnesc atunci când taximetristul refuză din vari motive să-l ia pe client sau atunci când clientul refuză să facă plata cursei. Numeroase atacuri au fost în scop de jaf. Să nu vă închipuiți că atacurile au loc pe drumuri dosite sau în zone răufamate. Au existat cazuri când taximetriștii au fost bătuți și înjunghiați chiar în zona centrală a capitalei. La 4 februarie 2012, un apel la 112 sesiza faptul că pe un drum lăturalnic din apropierea comunei Bughea, un autoturism este în flăcări. În scurt timp, lângă autoturismul incendiat, reușește să ajungă un echipaj de pompieri. Bănuielile că ceva necurat se întâmplase sunt confirmate imediat. Din portbagajul întredeschis al mașinii se zărea cadavrul unui bărbat. Sesizarea a fost făcută prin serviciul 112, când un cetățean din comuna Bughea de Jos a sesizat că în satul Pleșa este un autoturism Dacia Logal incendiat. S-au deplasat echipele de la ISU și de la Poliția Câmpul Lung, iar după stingerea incendiului s-a constatat că în portbagajul autoturismului se afla cadavrul unei persoane carbonizat. Primele cercetări îndreaptă ancheta către o crimă. Victima fusese anihilată și aruncată în portbagaj, după care criminalii dăduseră foc mașinii pentru a șterge astfel urmele. Faptele sunt cu atât mai șocante cu cât, așa cum o va dovedi ancheta, victima era încă în viață atunci când a fost incinerată. Cercetarea locului faptei a fost o adevărată provocare în condițiile în care autoturismul era incendiat, victima era carbonizată și atunci, mizând pe faptul că autoturismul ajunsese acolo nu prin voința victimei, ci adus de cineva, nisese foarte mult și era zăpada destul de mare, toate indiciile conduceau la concluzia că cei ce aduseseră autoturism potențiale autorei faptei
se blocaseră, probabil intenționa să ajungă mult mai departe. Moartea bărbatului a fost violentă, fiind cauzată de un mecanism tanatogenerator, complex de asfixie mecanică survenită prin aspirat sangvin în căile respiratorii superioare. Decesul s-a produs în urma secționării de pachet vascular cervical și plăci de esofag și trahee, prin lovire cu un corp tăietor înțepător, precum și asfixie mecanică survenită prin intoxicație acută cu monoxid de carbon. Între leziunile traumatice cervicale și deces existând o legătură directă de cauză. Cadavrul a prezentat arsuri de gradul 2, 3 și 4 pe aproximativ 90% din suprafața corpului, produse prin contact cu flacăra. După efectuarea autopsiei, s-a concluzionat în mod cert că persoana era în viață la momentul în care a survenit incendiul și au fost evidențiate de asemenea un număr de 6 plăgi înjunghiate în zona toracelui acestuia. Cu toate că Dacia era arsă în proporție de 80%, pe unele suprafețe se mai zăreau însemnele de taxi, ceea ce a făcut identificarea aproape imediată atât a victimei, cât și a autoturismului. Mitică Gorescu, de 59 de ani, își găsise sfârșitul în portbagajul propriei mașini carbonizate. Au fost găsite plăcuțele autoturismului în cauză, s-a stabilit cine este proprietarul acestuia, au fost efectuate verificări și au fost contactați membrii de familie, ocazie cu care am stabilit identitatea victimei și faptul că acesta, care activa ca taximetrist particular în Câmpul Lung. În condițiile date, am fost obligați să extindem cercul cercetărilor și să ne gândim la un alt loc al comiterii faptei. Practic, și prin natura profesiei, prin natura meseriei, taximetristul se putea deplasa oriunde pe raza municipiului Câmpul Lung. Având în vedere incidența redusă a astfel de fapte, comunitatea din Budea și colegii de taximetrie ai victimei erau în stare de șoc. Cine avusese inima să bage în portbagaj un pensionar pașnic și să-i dea foc? Prietenii și familia spuneau despre Nea Mitică numai lucruri bune, toți afirmând că era un om non-violent, care după ce ieșise la pensie din cadrul armatei, practica ocazional taximetria. Mitică Gorescu este condus pe ultimul drum câteva zile mai târziu. Sute de oameni din Câmpul Lung, Mușcel, șocați de sfârșitul bărbatului, au participat la funeralii. Centrul orașului a fost blocat de cele peste 150 de taxiuri care, cu poza defunctului pe parbriz, participau la cortegiul funerar. Toți cei care îl cunoscuseră pe defunct afirmau că era un om foarte respectos, care juta pe toată lumea și care nu avea obiceiul să se certe cu nimeni. Zvonurile cu privire la moartea taximetristului circulau în mulțime, iar majoritatea oamenilor, având în vedere circumstanțele crimei, căutau legături între victimă și mafie. Cazul era cu atât mai ciudat cu cât în mașină s-a descoperit portmoneul victimei cu bani și acte, deci ipoteza jafului era exclusă. Cu atât mai puțin cea a răzbunării. Cine să se răzbune pe un om care se ferea de conflicte și avea o viață de familie liniștită? Având în vedere cruzimea cu care a fost făptuită crima, autoritățile din Argeș pornesc ancheta în forță. Sub presiunea media și a opiniei publice au loc nenumărate audieri la cercetări participând peste 100 de polițiști coordonați de procuror. Sunt stabilite mai multe piste de anchetă și la 6 luni de la descoperirea crimei sunt identificați 2 suspecți. Avându-se în vedere faptul că era un caz complex, la soluționarea lui au fost angrenate foarte multe efective din cadrul IPJ Argeș, sub coordonarea directă a procurorului criminalist, însă am beneficiat și de aportul altor instituții, inclusiv a colegilor de la Serviciul Omorului din cadrul Inspectoratului General Poliției Române. S-a colaborat foarte bine cu Medicina Legală, cu SRI-ul și cu toate celelalte forțe care au fost implicate în acest caz. La 15 august sunt reținuți 2 tineri pe care ancheta îi indica drept autori ai crimei din februarie. Imediat începe urmărirea penală împotriva celor 2 adolescenți, elevi ai unui liceu din Câmpul Mușcel. În scurt timp, din suspecți, tinerii ajung să fie considerați autorii crimei. Activitatea totală de investigație a fost de 6 luni de zile, aproximativ, perioada în care s-au făcut cercetări cu privire la persoanele care locuiesc în zonă și au semnalamente apropiate cu cele descrise de martori, asupra persoanelor cu comportament violent sau condamnate anterior pentru infracțiuni cu violență, comise cu violență,
și asupra oricăror alte persoane care erau suspecte vis-a-vis de perioada în care s-a comis fapta. Cei doi autori ai faptei au fost foarte surprinși în momentul în care au fost reținuți. De fapt, în momentul în care au ajuns la ei, probabil se gândeau că niciodată nu vom ajunge să-i găsim. Practic, majorul a fost cel mai surprins, în sensul că nu se aștepta. Luca Milescu, 19 ani, și Valeriu Popiștean, 16 ani, erau cei doi suspecți pe care probele și martorii îi indicau în mod direct ca autori ai omorului. Ambii tineri erau din comuna Bughea și familiile au rămas înmărmurite la vestea că doi adolescenți firavi au fost în stare să ucidă un om. Mai șocant era faptul că omorul fusese făptuit cu o cruzime fără margini. Cei trei factori determinanți pentru căderea în păcat a minorilor, să zicem, sunt cei arhicunoscuți, respectiv lipsa unei vieți de familie organizate, precaritatea materială, lipsa banilor și carențe de ordin educațional, în sensul că ori nu frecventează școala, ori merg la școală, dar profesorii nu-și fac treaba. Cu toate că analiza psihiatrică i-a găsit pe tineri cu discernământ, crima lor are aspect sadic. Să torni benzină pe un om în agonie care nu se poate apăra și după aceea să-i dai foc presupune o lipsă totală de empatie față de semeni. De altfel, la mormântarea victimei, participanții vorbeau de introducerea pedepsei cu moartea și că autorii ar trebui să treacă prin torturile inchiziției pentru a fi pe deplin pedepsiți. Luca și Valeriu povestesc în anchetă cum s-au desfășurat lucrurile și ce anume a declanșat comportamentul criminal. Absurdul poveștilor arată că majoritatea crimelor au cauze minore, cum de altfel o relevă și statisticile, iar escaladarea violenței denotă carențe în instruire și în educație. Semnalul pentru societate este unul că se poate de negativ, în sensul că modul și mijloacele folosite denotă, dacă nu o afecțiune psihică, care este posibil oricând, chiar și nediagnosticată sau în stadiul latent, germenul unei posibile afecțiuni psihice. Conform rapoartelor de expertiză medico-legală psihiatrică, cei doi agresori, Luca Milescu și minorul Valeriu Popiștean, sunt găsiți cu discernământul păstrat în raport cu fapta pentru care sunt învinuiți și sunt trimiși după 8 luni de la comiterea crimei în fața completului de judecată. Cel major a fost testat cu tehnica poligraf, stabilindu-se că este unul dintre participanții la comiterea faptei, iar ulterior a fost identificat și cel de-al doilea autor, un minor de 16 ani, din comuna Bughea de Jos, stabilindu-se că acesta era o persoană extrem de violentă, mai ales pe fondul consumului de alcool, și suspectă de faptul că ar fi consumat anterior substanțe nobotanice. Totul a pornit de la o neînțelegere privind cursa angajată de cei doi tineri. Se pare că ei nu aveau destui bani să plătească drumul până la cabana Voina, unde vroiau să ajungă. În momentul în care Mitică Gorescu a întors mașina, spunându-le că nu va continua cursa, că îi duce înapoi la Câmpul Lung, Luca Milescu a început să-l lovească cu pumnii. Bărbatul a dat cu tâmpla de stâlpul mașinii și a fost năucit. Minorul a scos briceagul și l-a înjunghiat mișelește pe la spate. Cu ultimele puteri, taximetrii a deschis ușa mașinii și a încercat să fugă. A fost prins de atacatori și lovit cu pumnii și picioarele. E greu de presupus că nu au consumat alcool înainte de comiterea faptei. Cum se știe, alcoolul este un factor de potențare a comportamentelor deviante în cazul de față, dezinhibare și comiterea unui omor. Ideea este că ei consumaseră alcool împreună, acum nu putem să știm cât și cum. După ce a fost bătut, a fost ridicat de tineri și trântit în portbagajul autoturismului. Au vrut să plece repede, dar zăpada i-a încurcat. Mașina rămăsese înzăpezită pentru că victima intrase cu ea în șanț, în încercarea de a fugi de agresori. Atunci, lângă ei, a oprit un grup de tineri care i-au ajutat să iasă din șanț și care le-au văzut fețele și hainele pline de sânge. Milescu și Popiștean au scăpat repede de ei, mințindu-i că s-au rănit când au ieșit de pe drum. Cei cinci martori au observat că pe mașină se aflau urme de sânge, dar au apreciat că mașina a fost implicată într-un accident, motiv pentru care nu au sesizat de îndată, doar au vizualizat întreg traseul până în Câmpul Lung,
încercând să vadă vreun autoturism lovit sau vreo persoană rănită. Au plecat spre Bughea de Jos și au oprit la 200 de metri de casa lui Luca Milescu. Acesta a mers acasă, a scos din scooter circa 5 litri de benzină și au pornit la drum cu Milescu la volan spre Hulubești. Nu au mai putut înainta din cauza zăpezii, au deschis portbagajul și cu toate că Mitică Gorescu trăia, l-au stropit cu benzină și i-au dat foc. La scurt timp au și ajuns pompierii anunțați prin 112. În anchetă, cei doi autori au încercat să dea vina unul pe celălalt cu privire la gradul de implicare în comiterea crimei. Potrivit declarațiilor, cel care a dat cu cuțitul a fost ba Luca, ba Valeriu, ambii inculpați încercând să-și minimizeze contribuția, numai că variantele susținute de ei au fost demontate de probe. Autorul minor nu a recunoscut niciodată faptul că este cel care a dat cu cuțitul, deși din cercetările efectuate s-a stabilit în mod cert că el este persoana care a înjunghiat victima. Cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală, inculpatul Luca Milescu a afirmat că regretă comiterea faptei, iar inculpatul minor, Valeriu Popiștean, a declarat că regretă faptul că a dat curs solicitărilor lui Luca. Regretele celor doi adolescenți erau însă tardive. Irreparabilul s-a produs și un om a intrat în mormânt. Majorul n-a recunoscut complet fapta niciodată, minorul a recunoscut-o și a regretat-o. Probabil că remușcările au venit pe parcurs. Ideea este că amândoi autorii faptei, în momentul în care am ajuns la ei, probabil deja își făcuseră planurile de viitor, în sensul că nu vom putea ajunge niciodată la ei și vor rămâne pedepsiți. Completul de judecată l-a condamnat pe Luca Milescu la 25 de ani de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de omor cu circumstanțe agravante, de omor calificat și omor deosebit de grav, prin cruzime și interzicerea timp de 10 ani a unor drepturi. Valeriu Popiștean a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare pentru săvârșirea aceleiași infracțiuni de omor, dar fiind minor, a fost închis într-un loc de detenție special. N-aș putea spune că vreunul era cunoscut ca un individ cu comportament violent. Minorul era un fel de teribilist, cel puțin la școală sau în anturajul clasei și specific vârstei. Iar celălalt, majorul, era cunoscut nu neapărat cu antecedente penale, dar era cunoscut ca un fel de mic hoț în satul respectiv. Se mai ocupa cu furturi mărunte pe aici, pe acolo. Magistrații în altei curs de casație și justiție au dat la începutul lui februarie 2014 verdictul final în cazul lui Luca Milescu, unul dintre tinerii care în urmă cu 2 ani a luat viața taximetristului Mitică Gorescu. Deși speră la reducerea pedepsei, instanța finală a menținut decizia Tribunalului Argeș din data de 27 mai 2013, prin care a fost condamnat la 25 de ani de închisoare. Vis-a-vis de recuperarea celor doi tineri pentru societate, personal îmi exprim scepticismul în această direcție, în condițiile în care ei n-au recunoscut pe deplin niciodată săvârșirea faptei. Poate o șansă să existe pentru minor, în condițiile în care probabil că a regretat cele întâmplate imediat după săvârșirea faptei. Povestea nu se încheie cu condamnarea celor doi. În închisoare, Luca Milescu suferă o depresie puternică, are două tentative de sinucidere și intră în greva foamei. De altfel, scrisorile sale din pușcărie arată starea sufletească a ucigașului când a realizat că își va petrece un sfert de veac în spatele gratiilor. În schimb, majorul, din datele noastre și din indiciile post-anchetă, cele din timpul executării pedepsei, ca și din articolele din ziare apărute ulterior după condamnare, nu numai că nu regretă fapta, din scrisurile trimise acasă, are o soră mai mică, am înțeles, n-a rezultat niciun fel de căință, niciun fel de remușcări, spune că execută pedepsa nevinovat și că sunt oamenii răi, că a avut o viață grea, că nu-l înțelege nimeni. Sper să mă puteți ierta, vă rog cu lacrimi în ochi.
Acceptați-mă înapoi în sufletul și în familia dumneavoastră. Nu mă lăsați să trec singur prin toate astea. Măcar pentru ultima dată vă cer să mă credeți când vă spun că nu am ucis eu pe acel om. Nu am fost acolo cu minorul și nu știu cine sunt autorii crimei. Deoarece, dacă știam, spuneam. M-am pierdut cu firea când a fost vorba de pușcărie. Mi-a fost teamă să nu ajung aici, încât m-am lăsat prostit de anchetatori. Acum, faptul este consumat. Ce pot remedia este faptul că trebuie să mă iertați ca tată, iar eu ca fiu să nu vă mai greșesc, că nu vreau ca mâine, poimine, să pierd și sprijinul familiei. Mobilul acestei crime este oarecum stupid. Este vorba de suma de 15 lei pe care cei doi autori au solicitat-o înapoi taximetristului. Bunurile victimei au fost găsite în portbagaj, lângă el. Deci singurul conflict a fost legat de această sumă de 15 lei. Concluzia este, cum spuneam, una îngrijorătoare, în sensul că cel puțin în familiile dezorganizate, în familiile monoparentale, în familiile cu greutăți materiale, minorii, în special cei de sex masculin, și datorită anturajului și datorită tarelor societății actuale în ansamblu, ajung să comită fapte de o gravitate deosebită și să nu mai conștientizeze violența ca pe o chestie interzisă, ca pe o chestie dăunătoare, ca pe o chestie care le poate schimba viitorul într-un mod radical. Doi tineri firavi au dat cu cuțitul și au luat o viață. Fapta, aparent fără mobil, demonstrează că atunci când inconștiența înlocuiește raționalul, un schimb banal de cuvinte poate duce la crimă și la zeci de ani de închisoare. Luca și Valeriu vor avea destul timp în spatele gratilor să-și facă procese de conștiință, asta numai dacă mai au o fărâmă de umanitate. Design modern, tehnologie și fiabilitate, te bucuri de un preț imbatabil în poate ultimul program Rabla. De la numai 5.200 euro pentru Dacia Logan. La o bancă germană, lucrurile se întâmplă exact așa cum te aștepți. ProCredit Bank îți susține afacerea pentru că ceea ce contează pentru tine este important și pentru noi. Alege 12 ani de experiență în finanțarea IMM-urilor și soluții personalizate pentru planurile tale. Aplică pentru credite IMM cu finanțare Jeremy și ai costuri și garanții preferențiale. Detalii pe www.procreditbank.ro/jeremy. ProCredit Bank, o bancă germană pe care poți conta. Amenajarea fiecărei încăperi este mereu o provocare. De aceea, pentru fixarea plăcilor ceramice, alege întotdeauna Ceresit CM11+. Intră în programul Supermeseriaș Ceresit. Înscrie codurile din interiorul produselor participante pe supermeseriașceresit.ro. Câștigi premii garantate și lunar o tabletă. Adună 300 de coduri și Ceresit te pune în valoare. Intră în parteneriat cu Ceresit. Le-am făcut destul softurile și calculatoarele. Le-am cules destul căpșunele. Până aici. Acum îi luăm noi pe străini și punem la treabă. Bine am găsit! Welcome! Ei se bucură de aerul curat. Noi ne bucurăm că are cine să ne mulgă vaci. Bio! Pentru nouul rom, ciocolată cu lapte. Aceeași cremă autentică rom, acum învelită în ciocolată cu lapte. Răzbunarea e dulce. Rom. Senzații tari. Românești. Pregătirile de Paște încep la Metro. Vizitează-ne între 3 și 6 aprilie și cumpără cozonac Fine Life la 600 de grame la doar 7 lei și 39 de bani și figurină iepuraș de ciocolată la doar 85 de bani. Metro vă urează Paște fericit! Păr fragil, deteriorat,
Stop! Inovație de la Schwarzkopf. Nou, Shauma Keratin Strong. De două ori mai multă keratină pentru mai multă rezistență. Păr puternic și până la de 20 de ori mai puține fire rupte. Cel mai fortifiant Shauma de până acum. Noul Shauma Keratin Strong de la Schwarzkopf. Îngrijire profesională a părului pentru tine. Fiecare anvelopă Goodyear a fost creată cu un scop. Creată să protejeze, să încânte, să te ducă acasă. Anvelopele Eagle F1 Asymmetric 2, clasa A la frânarea pe carosabil umed. Goodyear, made to feel good. Poate mergi mai mult până la noi, dar găsești ce cauți cu un singur drum. Poate vrei doar prețuri bune, dar primești și servicii pe măsură. Poate cauți doar o farmacie, dar găsești o farmacie adevărată. Dona, o farmacie cum toate ar trebui să fie. 9, 10. În timp ce odorizantele electrice se țin timp îndelungat în priză, Airwick Freshmatic este sigur și poate sta oriunde pentru a pulveriza la intervale regulate o doză ideală de parfum. Exact atât cât trebuie, ca să învăluie în prospețime fiecare colțișor din casa ta. Alege parfumul preferat din singura gamă cu 10 rezerve diferite. Ia cel ceva din Airwick. Inspecție. Și câte straturi dau? Două. Și textura? Fină, mătăsoasă la atingere. Conținut redus de compuși organici volatili. Să descurcă, să descurcă? Începătă. Îi ajută vopseau. Îi ajută casa mea. Will Graham, you're under arrest for murder. Hello, Will. Hello, Dr. Lecter. Sezonul 2, premiera luni 7 aprilie, ora 23, la EXN. Ca și tine, casa ta adoră să fie parfumată. Creează ambianța perfectă cu bețișoarele de ratan Airwick, care eliberează delicat 100% uleiuri esențiale. Răsfață simțurile cu parfumurile captivante Reed Diffusers. Ia cel ceva din Airwick. Cu noul credit Maria Pas cu vacanță, poți lua o pauză de la plata ratei oricând. Perfect! Încearcă și tu creditul nume-prenume cu vacanță și bucură-te de o lună pe an în care nu plătești nimic. Atât de accesibil. Începând cu doar 25 de lei pe lună pentru fiecare 1000 de lei împrumutați, iar comisioanele sunt zero. Disponibil și pentru refinanțare. Vino la Bancpost! Știi că cea mai ieftină tabletă quad-core la cel.ro este tableta UTOC 700 Q Lite? Pentru numai 299 de lei, ai o tabletă cu sistem de operare Android 4.2 și garanție extinsă la 5 ani. Cel.ro. Bucură-te de cel mai cel preț! La vârsta marilor descoperiri, fiecare clipă contează. Sunt atâtea de văzut și de făcut. Nu lăsa febra și durerea să-i stea în cale. Antiinflamator cu gust plăcut de portocale sau căpșuni, Nurofen pentru copii calmează durerea și reduce febra când este administrat odată la 8 ore. Nurofen pentru copii calmează durerea și reduce febra. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. România este ca o turmă nestăpânită. Turma, dacă nu are un conducător capabil, direcție nu există. Eu nu vreau un cioban în fruntea țării. Dacă natura e cea mai frumoasă creație de pe pământ, dacă omul este cea mai frumoasă creație a naturii, dacă filmul este cea mai frumoasă creație a omului modern, să ne bucurăm că suntem scenariști, regizori și actori în marea peliculă pe care natura ne-a dat șansa să o realizăm. Viața noastră.